de la o sămânță mică de muștar până la un pom uriaș. Dacă vă duceți în Loma Linda, la Biserica Română, vedeți un pom în curte care este absolut uriaș. Ăla e un pom de muștar. Am poze cu el. Și dacă vă arăt și o sămânță de muștar cât de mică este, înțelegem că... Iar în Biblie, unde vorbește de credință ca un grăunte de muștar, acolo se referă la... E o progresie, o creștere continuă în gramatică. Vreau să vă spun ce vreau să spun cu asta, că credința noastră trebuie să crească. Și creșterea nu se face prin așa de la sine, ci prin experiențe personale zilnice. Mi-amintesc foarte bine când am fost în Cuba acum câțiva ani, în 2014. Am fost de multe ori în Cuba și acum în ianuarie am fost și în 2014 și aveam 15 persoane cu noi. Ne-am rugat vreo câteva luni pentru lucrarea din Cuba, apoi am strâns bani și ne-a rugat ca Domnul să ne arate unde să mergem. Și apoi am primit un telefon de la un doctor care e pensionar și care și-a dedicat viața pentru lucrarea din Cuba, a ridicat foarte multe biserici. N-are rost să intru cu numere și să dau detalii. Acum câțiva ani am fost și împreună cu o grupă și cu dânsul am sponsorizat în jur de 300 de lucrători biblici pentru 2 ani. Acum, în 2014, când am fost, acum câțiva ani, am plantat 3 biserici în 3 localități fără niciun fel de prezență adventistă. Și mi-amintesc că dânsul, un om foarte credincios, a 4-a generație de adventiști, doctor de ochi, șeful clinicii de ochi pe statul Kentucky, predă la facultatea de medicină cum se fac operații cu laser pe ochi. Un om foarte credincios. Ține sabatul, mănâncă tofu, merge la biserică, plătește zecimea și știe starea omului în moarte. Înțelegeți ce vreau să zic. Un adventist veritabil. Când i-am spus de mers în lucrare misionară, mi-a zis, eu cred în asta, dar nu merg. Eu mai bine trimit bani, dar eu nu merg acolo pentru că nu e confortabil, nu au apă caldă. I-am spus, lasă-mă că te speli și cu apă rece, că e cald afară. Ești la soare și punem furtunul pe tine. Zicea, nu pot să mă spăl cu apă rece, că mă îmbolnăvesc de plămâni și după aceea tușesc. Lasă-mă ce se poate. Cel mai rău se poate să mor. Dacă mori, îți promit că țin cea mai mare frumoasă predică din viața mea la mormântarea ta. Nicio grijă. După aceea îmi zice, nu pot să merg pentru că nu este safe. Adică sunt bacterii în apă, pot să iau giardia, cine știe ce se poate întâmpla. Lasă-mă că ai bani, cumperi apă îmbuteliată. Nu pot să merg, e foarte cald, transpir și aia n-au aer condiționat. Lasă-mă că îți dăm noi aer cu condiția, închidem ușile, închidem geamurile și numai dacă le deschizi mai ai aer. Tot ce încercam, nimic, nu pot să merg. Și el și soția și copiii. Le-am spus, măi, te-ai rugat că să păsești tu atât în afara confortului tău și zice, uite, fac un efort, fac un sacrificiu extraordinar, trimit bani dublu decât am trimis până acum. Nu, trebuie să mergi tu, să te implici, să vezi tu cum e. Oameni foarte de treabă, oameni de bază în biserică, dar copiii de câte ori li se, așa le trecea vreo două, trei luni, ziceau, tati, vrem un telefon nou și un computer nou. Nu ne mai place asta, nu mai vrem bicicleta asta, acum nu mai vrem mașina asta. Am mers, până la urmă s-au rugat și au decis să meargă în Cuba. Am mers în Cuba, ne-am împărțit în 3 grupe, 5 persoane la o oră de Havana, 5 persoane la 3 ore jumate de Havana și 5 persoane la 7 ore de Havana. Eu eram cu grupa mea lângă Havana, un doctor de oase care este și șeful spitalului, tuturor spitalelor de viei, de veterani în statul Kentucky, era la 3 ore de Havana și doctor de ochi era la 7 ore de Havana. Am început evangelizarea joi seara. Peste vreo 2 ore când am terminat, mă sună și îmi spune, a venit poliția, ne-a confiscat cărțile, ne-a luat banii, ne-a închis sala și ne-a spus că dacă mai continuăm ne arestează. Ce să facem? Venim și noi la tine și ne unim cu grupa ta acolo lângă Havana. Și am zis, măi, uite, niciodată când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare, nu se întâmplă nimic fără să ai atacul satanei. Când Israel a ieșit din Egipt, egiptenii au venit după ei. Când Iosif a fost vândut de frații lui, Potifar l-a pus și în pușcărie după una și alta, adică din rău în mai rău. Dacă satana nu te atacă, înseamnă că nu faci nimic bun.
Când faci ceva bun, satana ți atacă sănătatea, ți atacă familia. Când satana te atacă, trebuie să te bucuri. Înseamnă că te urăște. Înseamnă că faci ceva. I-am dat eu exemple. Uite, de câte ori mă duc să predic despre rugăciune sau să țin o evanghelizare, de câte ori se întâmplă ceva. O dată mi-a căzut un pom pe mașină, o dată mi-a venit septicul în basement, o dată tot așa. De asta înseamnă că facem o lucrare bună. Stai liniștit, că mulți oameni zic, păi noi de ce nu avem experiență cu Dumnezeu? Pentru că nu faceți nimic. Când faci ceva, atunci ai experiență. Și dacă vrei să ai o experiență cu Dumnezeu și să-ți crească credința, trebuie să ai întâi o provocare, o greutate. Că altfel n-ai nevoie de credință dacă nu treci prin nimic. Zic unii oameni, frate, cum să... Mă rog la Domnul să-mi dea credință. Frate, nu știi pentru ce te rogi. Pentru că ca să-ți dea credință, Domnul trebuie să-ți dea o greutate ca să experimentezi, să exersezi credința. Așa că te rogi pentru greutăți fără să-ți dai seama. De exemplu, mă rog la Domnul pentru răbdare. Nu știi pentru ce te rogi, pentru că dacă te rogi pentru răbdare, Domnul îți trimite oameni să te supere ca să-ți întărească răbdarea. Că dacă nu te supără nimeni, n-ai de ce să ai răbdare. Când eram în facultate, mi-amintesc că îmi plăcea să am, chiar din armată, să am pantofii lucioși. Și pe tramvaile alea și pe autobuzele alea era câteodată coada că se atârnau de ușă ca ciorchinul când mergeam la facultate. Și mi-amintesc că toți mă călcau pe picioare și mă durea stomacul, mă enervam că de ce mă calcă pe picioare. Și tot făceam pantofii și ei tot mă călcau. Până într-o zi când am vorbit cu tata și a zis, lasă-i mă să te calce și atunci nu te mai calcă nimeni. Nu face niciun sens, man. Cum să-i las să te calce ca să nu te mai calce? Și mi-amintesc că îmi băgam picioare așa, stăteam înclinat, 45 de grade, mă țineam de bară și îmi băgam picioarele sub scaun ca să nu mă calce nimeni și nu știu cum ajungeau și acolo și mă călcau. Și mă certam cu ei, băi, tu nu vezi unde calce, șteorb. Și la un moment dat am zis, ceva nu se termină, mă îmbolnăvesc de stomac de câte ori la școală. Am stat să mă calce, tot m-au călcat vreo 2-3 ori și după aceea, la un moment dat, parcă ori nu am mai văzut, ori nu m-a mai călcat nimeni. Stăteam frumos cu picioarele, uite aici, calcă-mă și nimic. Într-un cuvânt, numai când experimentezi ceva, atunci poți să vezi cum se rezolvă problemele. Dacă nu intri în nicio greutate, dacă n-ai curajul să intri în nimic, nu o să ai niciodată nicio experiență. Trecem înapoi la subiect. I-am spus fratelui, băi, dacă nu venea satana după voi, înseamnă că nu făceați o treabă bună. Dacă ați făcut o treabă bună și a venit satana, ăsta nu e un motiv să fugi, hai că vin la voi și ține evanghelizare cu voi. Ăsta e un motiv să te rogi. Când avem o greutate, noi totdeauna vrem să o rezolvăm. Doamne, rezolvă problema asta. Și nu ne-am gândit niciodată că în Biblie spune în Romani 8 că toate lucrurile lucrează împreună. Și m-am uitat în greacă, știți cum se traduce cuvântul toate? Am fost foarte atent, am tradus personal. Vă spun exact cum se traduce. Toate. Chiar așa se traduce. Toate lucrurile înseamnă toate, nu înseamnă jumate. Toate lucrurile lucrează împreună, spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă toate, nu știu de ce noi când vin greutățile uităm că și ele fac parte din toate. Nu că Dumnezeu le trimite, dar gândiți-vă la Iov. Dumnezeu nu i-a trimis greutăți, dar Dumnezeu a îngăduit. Satan a zis, pot să-l ating. Nu se întâmplă nimic fără ca Dumnezeu să știe. Dumnezeu nu e în vacanță, nu doarme, nu este orb. Dumnezeu știe, vede tot, cunoaște tot. Dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că avem nevoie. Și atunci de ce să-i cerem ajutorul să rezolvăm problema când mai îndată ar trebui să zicem, Doamne, de ce ai îngăduit-o? Ce vrei tu să învăț? Ce-mi lipsește? Poate că îmi lipsește un lucru care îmi oferește mântuirea. Ajută-mă în loc să încerc să rezolv, mai îndată să cresc, să învăț ce vrei să învăț și apoi tu o să oprești singur. Dacă nu trec clasa, trebuie să o repet. Mai bine să trec clasa și nu mai am nevoie să repet greutatea asta. Și i-am spus fratelui, băi, Dumnezeu a îngăduit o încercare, a venit poliția, că trebuie să înveți ceva. În loc să te disperi și să zici, hai că gata, plec de aici, mai bine roagă-te. Pentru că atunci când vine încercarea, vine și mijlocul. Te rogi, Dumnezeu îți dă o experiență, care dacă tu fugi de acolo, nu o să ai o experiență. Folosește ocazia, orice încercare este o oportunitate de creștere, folosește ocazia și crește. S-au pus și s-au rugat cu toții și copiii, erau câțiva din familia unde erau acolo în seara aia după evanghelizare, erau copii cu ei, s-au rugat cu toții. Mă sun după vreo 5 minute, ne-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Și băi, frate, zic, Iacov s-a rugat toată noaptea, s-a prins de Domnul și a zis, nu te las până nu mă binecuvintezi. Iisus în Ghețeman s-a rugat toată noaptea și tu te rogi 5 minute și vrei să rezolve. Zic, la rugăciuni mici, răspunsul mici. Vrei răspunsul mari, trebuie să te rogi puțin mai serios. Păi ce, Domnul nu m-a auzit? Ba da, te-a auzit. Dar spune să o roaie așa, că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni în modul în care vrem și în timpul care vrem, ci răspunde în timpul lui, în felul lui, dacă am ști lucrurile de la sfârșit, am alege acel răspuns. Și apoi dânsa spune așa. De multe ori răspunsul întârzie pentru că noi nu suntem pregătiți pentru răspuns. În seminarul meu de rugăciune am paragrafele astea, sunt în cărți diferite, dar le-am pus împreună în ordine. Dumnezeu spune că nu suntem pregătiți pentru răspuns. Adică, dacă Avram n-avea o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu îi spunea să sacrifice copilul, în niciun caz nu făcea asta. Numai un om care
Are o relație continuă cu Dumnezeu, e dispus să asculte și să pășească în credință, fără să vadă. Și am spus, băi, roagă-te serios. S-au rugat oamenii vreo oră, două, trei, îmi trimite un test și, băi, e 10 să mai rugăm. Știi, măi, lasă-mă în pace. Roagă-te fără încetare, roagă-te și lasă-mă. Păi eu când dorm? După ce termin să te rogi, roagă-te, zice, cât să mă rog? Până primești răspuns. De unde știu că primești răspuns? Roagă-te până Dumnezeu îți dă pace în suflet și după aceea poți să te culci. În afară de asta, oamenii nu înțeleg că rugăciunea, spune în Testimonii, volumul 6, că rugăciunea și studiul merg împreună. Și ce nu înțeleg oamenii acolo, ei cred că mă rog și apoi studiez. Și apoi dânsa continuă așa. Este un dialog. Prin rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu și prin studiu Dumnezeu ne vorbește vouă. Un dialog nu înseamnă când unul vorbește și celălalt ascultă. Un dialog este mai vorbesc eu, mai vorbesc tu, mai vorbesc eu, mai vorbesc tu. Aia înseamnă că Dumnezeu de multe ori îți răspunde prin studiu. Și înseamnă că te mai rogi, mai studiezi, te mai rogi, mai studiezi, te gândești, așa spune dânsul, studiu, rugăciune și dânsa și meditație. În sfârșit, le-am spus, băi, roagă-te, studiază, gândește-te. S-au rugat. Dimineața m-a sunat și mi-a spus, cred că ne-a impresionat Dumnezeu, ne-a spus, așa simțim noi să mergem la poliție să le cerem voie să ne dea sala înapoi. S-au dus la poliție și a început polițaiul să țipe la ei, acolo în orașul respectiv din Cuba, ha, ieșiți afară, nu e voie, e împotriva legii, aveți aprobarea de la guvern, viză religioasă, dar nu aveți aprobare de la City pentru evangelizare, dacă mai încercați, vă arestăm. Și membru ăsta al meu, doctor de ochi, zice, ce pot să fac? Dăm un sfat, la care polițaiul a pornit radio tare, muzică la maxim, și apoi s-a auzit la urechea lui și a spus, ai niște ciocolăți pentru copiii mei? Zice, da, sigur, am multe, pot să-ți aduc. Ai o Biblie pentru, cu povești, o Biblie de copii, cu culori, cu poze? Da, am. Ai și o Biblie pentru maturi, pentru soția mea? Da, am. Ok, spun ce să faci. N-ai voie să ții fără autorizațiile respective într-o sală publică, dar ai voie să ții într-o biserică, nu-ți trebuie nicio aprobare. Căutați o biserică din oraș și țineți acolo evanghelizare. M-a sunat omul și că, vai, ce bucurie, am aflat ce să fac. S-au dus, erau 7 biserici în oraș, biserică baptistă, penticostală, apostolică, catolică și așa mai departe. Au luat-o din biserică în biserică vinerea respectivă, vinerea dimineața. Au terminat toate 7 bisericile și toți au spus, nu vă dăm voie. M-a sunat pe mine și că, uite, am crezut că Domnul ne-a inspirat, dar ăștia nu ne dau voie, așa că nu știu ce să fac. Zic, măi, de câte ori s-a dus femeia la judecător? De câte ori s-a rugat Ilie pentru ploaie? Trebuie rugăciune persistentă. Dumnezeu te aude, dar Dumnezeu probabil că are un plan mai mare decât te gândești tu și tu nu ești pregătit pentru planul ăla sau oamenii din jurul nu sunt pregătiți. Zic, lui Avram i-a durat, apropo, în rugăciuni, în Biblie sunt 650 de rugăciuni fără cartea psalmilor, care e toate, numai de rugăciuni și cântece. Din 650 de rugăciuni, în jur de peste 92% au răspuns în timp și numai în jur de 8% au răspuns pe loc. Adică lui Avram i-a trebuit 25 de ani să primească răspunsul la rugăciune, lui Iosif i-a trebuit 17 ani să primească răspunsul la rugăciune, lui Daniel 21 de zile și noi ne rugăm și vrem răspunsul într-o secundă. Și ne descurajăm. Și am spus, uite care e treaba, roagă-te mai mult. S-a rugat și zice, păi eu simt că tot asta trebuie să mă duc la biserici. Du-te la biserici. S-a dus a doua oară la toate bisericile, când a ajuns la biserica baptistă, îi spune pastorul baptist, măi, eu te-aș lăsa să ții, dar n-avem bani să ne reparăm acoperișul, uite, se ved stelele, plouă în biserică, e sezonul ploios, dacă ne dai bani să reparăm acoperișul, atunci poți să ții evanghelizare în biserica noastră. La care membru meu, nu o să-i spun numele, vorbește cu soția lui, zice, dragă, poliția nu a luat banii care erau la noi, mai avem vreun ban. Și că da, avem cei 2500 banii de hotel, de mâncare pentru toată echipa și de transport, să aducem oameni în fiecare seară cu autobuzele. Plus de transport pentru noi, plecăm de aici spre Havana, duminica cealaltă când vom termina. Mă sună pe mine și spune, uite, avem ceva bani, pastorul a cerut 2500 să-și repare acoperișul, dar toți banii care avem noi sunt 2500, sunt banii de mâncare. I-am zis, lasă-mă frate că nu trebuie să mănânci, matale și așa ești prea greu, dă-i banii, las că poți să ții post. Și omul răspunde, ce, cum să dau banii de mâncare și de dormit, eu ce fac? I-am citit un paragraf unde spune că sacrificiul pentru Dumnezeu nu este când dai din ceea ce e în plus, ci când iei un risc, când pășești în credință. Și că copilul cel care a dat pâinea și peștii a dat tot ce avea. Și că văduva a dat tot ce avea. Și că atunci când pe Dumnezeu pe primul loc, atunci te aștepți ca Dumnezeu să înmulțească, să binecuvinteze și să înmulțească ceea ce ai dat. Și a spus, măi, până nu pășești în credință, Dumnezeu nu poate să te binecuvinteze. Trebuie tu să faci un pas în credință. Dă-i banii aia.
Vai de mine, le-a durat 2 ore să se tocmească între ei și până la urmă a renunțat și au dat banii și apoi m-a sunat plângând că ce ne facem noi acum? Nu plângea, dar avea o voce de parcă era sfârșitul lumii. Ce ne facem noi acum când avem bani de mâncare? Au ținut în seara aia, vineri seara, au ținut evangelizare și s-au strâns, să zic eu, 16 oameni plus familia pastorului baptist. Sâmbătă seara când au ținut evangelizare, sau ziua următoare, au fost peste 156 de oameni. L-a întrebat pastorul baptist, cine sunt ăștia, că eu nu-i cunosc. Zice, am venit aseară eu să văd ce vorbești, mi-a plăcut ce vorbești și mi-am invitat toată biserica mea baptistă să vină să asculte. Mă sună și îmi spune, acum îmi dau seama de ce Dumnezeu a îngăduit să se închidă sala în care țineam joi seara. Pentru că Dumnezeu avea în gând să vină oamenii ăștia care altfel n-ar fi venit. Și că toate lucrurile merg spre bine. Dar după aceea a vorbit cu soția, băi, trebuie să plătim mâncarea și hotelul, ce facem? Păi și tu, poate mai în poșeta ta ceva bani, că într-o poșetă de femeie găsești orice, poți să faci un magazin întreg. Dacă răstori poșeta în pat, poți să aduni din ea o oră, găsești absolut tot ce visezi și ce nu visezi acolo. Faci un bazar din ea. Ce, poți să găsești acolo ceva bani de buzunar? Ea se uită și zice, am găsit aici un plic cu 2500, ai uitat să-i dai pastorului baptist banii de acoperiș. Ce, ba nu i-am dat. Nu i-ai dat. Îl sună pe pastor, ce uite, îmi cer scuze, am uitat să-ți dau banii de acoperiș. La care pastorul zice, ba da, am plicul în mână cu 2500. Mă sună pe mine, ce pastore, mi-ai dat din greșeală 2500 în plus. Eu am spus, băi, eu niciodată nu fac greșeli de genul ăsta, poți să-ți dau un minus dacă vrei, dar nu în plus. Și zic, eu nu ți-am dat bani în plus, stai liniștit. A început să râde și după aceea zice, Dumnezeu mi-a pus bani în plus. Zic, Domnul să fie lăudat. A luat bani din plic, din cei 2500, a plătit 300 hotelul pentru toți, mâncarea pentru toți în seara aia la hotel. După aceea, ziua următoare, când să plătească, o pune pe soție. Zice, Diana, te rog să numeri banii și să plătești din nou hotelul și mâncarea. Când numără banii, 2500. Și zice, ai uitat să plătești aseară hotelul și mâncarea. Nu am plătit. Păi am avut 2500, ai plătit 300 și avem 2500. Ce nu, probabil că am avut 2800 și n-ai numărat tu bine. S-a uitat frumos în bani, a numărat banii amândoi, 2500, au plătit hotelul și mâncarea. Și după aceea, seara următoare, când să plătească, au numărat banii din nou, 2500. I-a chemat pe toți din echipă, măi, uite care-i treaba. Hai să numărăm împreună. Au numărat banii, au plătit hotelul și mâncarea și au numărat din nou, 2500. Ziua următoare luni, au plătit hotelul și mâncarea, au numărat banii, 2500. M-a sunat pe mine, măi, noi tot luăm din bani și nu scad. I-am zis, băi, uite care-i treaba, dă-mi mie plicul ăla. M-a sunat, în viața mea n-am auzit un om așa fericit. Cred că aproape că țipa sau plângea, nu-mi dau seama care din ele, căci în viața mea am fost un adventist de o viață, sunt aproape de pensie, niciodată n-am văzut o așa minune. Și zice, de ce oamenii noștri nu experimentează pe Dumnezeu? Uite, acum prima dată în viața mea am o experiență reală. Și am spus, fratele meu, Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu care a făcut minuni în trecut face și acum. Problema e că noi ne-am schimbat, Dumnezeu nu se schimbă. Noi nu avem curaj, noi vorbim de biserică, dar așa cum spune Soraito, avem o credință nominală de forme. Noi nu pășim în credință să-L încercăm pe Dumnezeu, să-L punem la încercare. Și acum e prima dată în viața ta când ai avut curajul ăsta să-ți iei un risc și să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, în loc să te pui pe tine pe primul loc. Și de-abia acum îl experimentezi pe Dumnezeu. Punctul 1. Punctul 2. De multe ori ne rugăm pentru ajutorul nostru. În toate rugăciunile, binecuvintează-mă, vindecă-mă, ajută-mă. Dar dacă te uiți în viața lui Iisus, nu s-a rugat niciodată pentru el. Și Sora îi spune așa. Dumnezeu nu refuză nicio rugăciune care este pentru lucrarea lui și salvarea de suflete. Nu spune care e pentru noi. Noi trebuie să ne uităm pe noi. El trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Când te rogi pentru alții și când te uiți pe tine, atunci ai șansa ca Dumnezeu să lucreze. În sfârșit, spunând asta, explicam că, apropo, familia respectivă, când s-a terminat evangelizarea, s-au botezat în jur de 26 de persoane, am deschis o biserică în localitatea respectivă și când au plecat de acolo, banii au început să scadă, când au folosit banii pentru ei pe drum înapoi. Când am ajuns în Havana duminica următoare și toți am terminat evangelizările, toți banii rămași de la toate echipele, de la cele trei echipe, le-am dat la Uniune pentru să ajute pastorii locali. Când a ajuns acasă, persoana respectivă au deschis încă o biserică, au plantat încă o biserică în Lexington, care a început cu o familie și acum sunt 70 de membri. Și îmi spunea, atunci a fost prima dată când am experimentat pe Dumnezeu și nu mai pot acum să stau doar că merg la biserică și ajung acasă și cred că credința e să ții sabatul și să mănânci curat. Nu mai pot să stau, acum trebuie să lucrez. Au o biserică acum de 70 de persoane, lucrează cu vecinii, lucrează cu colegii, la spital în fiecare dimineață ține o jumătate de oră, o oră de rugăciune cu doctorii și cu asistentele. I s-a schimbat viața cu totul.
Vreau să continui. Spuneam așa că în evenimentele prin care trecem, Dumnezeu vrea să facem un pas prin credință. Nu e timpul ca acum să dormim. Acum este o trezire prin durerea ăștia de naștere pe care Dumnezeu vrea să trezească biserica, că vine mirele și trebuie să lucrăm. Trebuie să o luăm în serios cu studiu, trebuie să o luăm în serios cu rugăciunea, trebuie să o luăm în serios cu lucrarea. Trebuie să avem priorități drepte, să punem pe Dumnezeu pe primul loc, să căutăm mai întâi împărăția Lui și lucrarea Lui și interesele Lui Dumnezeu și să avem încredere că dacă îl punem pe El pe primul loc, Biblia spune că toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Să îl punem pe Dumnezeu la test, să vedem că Dumnezeu nu minte. Spune Spiritul Profetic că Dumnezeu nu poate să mintă și cei care se îndoiesc de El îl fac mincinos. Chiar așa îi spune paragraful. Și le-am toate astea în seminarul de rugăciune, dar n-avem timp să trecem prin ele. Spuneam aseară că atunci când Dumnezeu vrea să trezească biserica, îngăduie dureri. Dumnezeu nu le dorește, dar le îngăduie pentru binele nostru, pentru că e mai bine să suferi puțin decât să-ți pierzi mântuirea, viața veșnică. Iar în cer nu o să ne mai amintim toate greutățile astea. Spune așa că atunci când vin greutățile, pasul următor, așa spuneam aseară, oamenii încep să se roage. Când se roagă, totdeauna în istorie, totdeauna, așa cum vă spuneam, în lucrarea mea de doctorat am analizat toate redeșteptările cunoscute în istorie și am arătat că înainte de fiecare deșteptare a fost o perioadă de rugăciune serioasă. Deci, după ce vin greutățile, oamenii se roagă. După ce se roagă, urmează redeșteptare, ca la ucenici în camera de sus. Primesc Duhul Sfânt și experimentează redeșteptare, trezire. După redeșteptare, oamenii au o pasiune de lucrare, ca ucenici, se duc și vorbesc cu curaj. După ce încep să lucreze, sunt foarte multe botezuri, o mare strigare prin care cu miile vin la biserică. Spuneam în paragraful unde spune Sora White că zice, marea majoritate a poporului Dumnezeu se află încă în bisericile din lume și vor veni în ultima clipă. Dacă marea majoritate este în bisericile din lume, atunci ce se întâmplă cu ai noștri, fraților? Eu nu spun câți vor cădea, 1, 2, 5 cad și 5 rămân, nu am habar, Dumnezeu știe. Ideea este, pe mine nu mă interesează ce face celălalt, mă interesează ca eu să rămân. Iar dacă dumneata vrei să rămâi, trebuie să iei în serios relația cu Dumnezeu. Vreau să, o să vă citesc imediat, ajung acolo, un paragraf care spune cum să faci să rămâi. Vă spuneam că în timp ce vin greutățile astea, oamenii din lume sunt mai deschiși la lucrare, ca după Revoluție, ca după 9-11, ca după căderea economică din 2008, ca acum cu virusul, oamenii sunt deschiși. Spune Sora White așa în Testimonii, volumul 5, pagina 753. Suntem la hotarele Canaanului. Trăim evenimente solemne. Profețiile se împlinesc în fața noastră. Venirea lui Iisus este chiar la ușă. Înainte de a veni Domnul, va fi o perioadă cu o deschidere extraordinară, un interes extraordinar pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru Evanghelie. Atunci când oamenii sunt deschiși, noi, care vom fi redeșteptați datorită rugăciunii, vom folosi ocazia să predicăm Evanghelia, să închidem lucrarea. Și atunci va veni sfârșitul. Deci oamenii sunt deschiși acum datorită evenimentelor, virusurilor, toată lumea vrea să asculte. Când oamenii dau de greutăți, biserica, se trezesc, se roagă, experimentează redeșteptare și merg să lucreze, în același timp cei din lume sunt deschiși mai mult decât oricând să asculte, se petrec botezuri și spuneam că pasul următor, Satana vine cu o redeșteptare falsă și cu persecuții. Și atunci începe evenimentele finale. Sunday, legea duminicală și așa mai departe. Spuneam că durerile astea de naștere se vor înteți, vor fi din ce în ce mai rele până când oamenii vor da sufletul de groază, vor dispera. Vreau să discutăm de una dintre lucrurile care se vor întâmpla. Spuneam că pregătirea se face prin studiu, rugăciune, lucrare, o comuniune continuă. Vreau să discutăm de una dintre aseară am luat una, spuneam că pregătirea se face azi, nu mâine. Dacă vă aminteați, vă spuneam de Bayram Hassan, care vindea bragă și înghețată la piață, acolo unde era stația de Shinian. Dacă vreți, pot să vă arăt poza cu Bayram, cu am aici. Este un lucru pe care nu pot să sar peste el, că e prea frumos. O să vă arăt poza cu Bayram Hassan într-o clipă. Uite, acum o pun pe ecran. Nu știu dacă se vede de acolo, dar o să vă pun pe ecran. Ăsta striga, azi cu bani, mâine fără bani, precum ne-a Drăghici. Cui mai facem un tablou? Dintr-o poză mică facem un tablou mare. Ia, azi cu bani, mâine fără bani. Și spuneam că pregătirea se face azi, nu mâine. Mesajul de aseară, dacă vreți să-l ascultați cine nu l-a auzit.
Să trecem puțin, să intrăm în subiect. Înainte de revenirea Domnului, în afară de toate calamitățile cu tremure și așa mai departe, o să fie nu numai crize în natură, nu numai crize în economie, nu numai crize în biserică, și pot să vă dau exemple din toate, în cele 7 predici de revenire, trec prin ele repede, de exemplu, crize în biserică. Avem curente de oameni care nu mai cred în Trinitate sau în Duhul Sfânt. Avem curente de oameni care nu mai cred în creațiune. Oh, n-a fost în 7 zile literale, a fost în 7 ere genealogice, adică 7.000 de ani, a fost în 7 milioane de ani. Oameni care nu mai ia Biblia așa cum este. Nu mai cred în potop, nu mai cred în sabat, nu mai cred în sanctuar. Avem o grupă de adventiști progresiști care nu mai cred în sanctuar și așa mai departe. Alte crize în biserică. Avem școli care în școli adventiste spun că Biblia nu este inspirată decât o parte din Biblie și că nu există niciodată creațiunea. Sunt crize, dar biserica nu va cădea. Se spune în spiritul profetic că se va pare că o să cadă, dar nu va cădea, ci este o cernere ca toți care nu sunt serioși să plece. Ca Dumnezeu nu are nevoie de numere, deși Dumnezeu îi vrea pe toți. Dumnezeu are nevoie de consacrare. Dumnezeu poate să facă printr-unul ce poate să facă printr-un milion, pentru că e bazat pe puterea Lui, nu pe noi. Vreau să intru în subiect puțin. În crizele astea respective, noi trebuie să ne amintim un lucru foarte clar. Că noi nu putem să ne încredem în tăria noastră, să ne bazăm pe înțelepciunea noastră. Pentru că cine crede că stea, să ia seama să nu cadă, spune în 1 Corinteni 10. Noi trebuie să ne bazăm cu totul pe Dumnezeu. Să nu ne încredem în înțelepciunea noastră, pentru că lucrarea se face numai prin Duhul Sfânt. Orice fel de metode și planuri și programe omenești, pot să lucrez până cazi, nu dau decât rezultate mediocre. Când te rogi și te asiguri că ai prezența lui Dumnezeu, atunci ai rezultate reale. Dacă l-ați ascultat, pe, de exemplu, pe Joe Kidder, spunea că lucra, cu cât lucra mai greu, cu atât avea rezultate mai mici, până a ajuns să fie cel mai slab pastor din conferința lui. În momentul în care a început să petreacă 2 ore în rugăciune în fiecare dimineață și o zi pe săptămână, în fiecare luni, se ruga la biserică, biserica lui a crescut, a explodat. Dacă l-ascultați pe Ron Cluzet, care e acum directorul de ministerial din diviziunea Coreea, Japonia, China, toată zona aia asiatică, spunea dânsul, cât a lucrat, nu s-a întâmplat nimic. Când au început să roage în fiecare dimineață de la ora 5:30 la 6:30 la biserică, el cu prezbiterii, în 5 ani biserica a crescut de la 120 la 600. Și pe aceea au plantat o a doua biserică. Și așa mai departe, vă dau câte exemple vreți. De exemplu, Bill McClendon în Oklahoma. Când au început să se roage cu tot comitetul, au crescut de la o biserică mică la 4 biserici mari. Puterea lui Dumnezeu, noi nu o să știm până noi experimentăm, până nu luăm în serios rugăciunea. Și nu rugăciunea, mă sună oamenii, mă rog de 3 zile și n-am niciun răspuns. Roagă-te, Tată, fără încetare. Vă dau un alt exemplu, nu știu dacă vi l-am povestit. Cred că vi l-am spus, în Kenya. Lucrarea merge foarte tare în țară, dar merge foarte prost în Nairobi. Nairobi are 11 milioane de oameni și foarte secular. Toate businessurile, toată economia se petrece în Nairobi. Și acolo lucrarea merge foarte încet. Crește în jur de 3,4, în timp ce restul țării crește în jur de 25%. Și s-au strâns un grup de vreo 10-11 pastori, se rugau în fiecare seară de la 6 la 6:30 pentru ca Dumnezeu să inspire ce să facă pentru capitală, pentru Nairobi. După vreo 3 luni de rugăciune, au primit un telefon de la un pastor neadventist, de la o biserică nedenominațională, că uite, am descoperit pe internet că sabatul e sâmbăta, nu-i duminica, și că voi sunteți singura biserică care ține sâmbăta, dați-mi și mie niște materiale să învăț mai mult despre sabat. Ăștia au trimis materiale, s-a botezat el și împreună cu ale două biserici ale lui, de una de 400, una de 600 de membri, peste 400, 450, nu știu exact. Dar la fiecare 6 luni, toți pastorii din Nairobi, 11 milioane de oameni din Nairobi, toți pastorii, în jur de aproape 2000 de pastori, se întâlnesc la fiecare 6 luni să discute cum să ajute Nairobi. Deci peste 6 luni, când au avut întâlnirea pastorală cu toate religiile, pastorul ăsta neadventist, care s-a botezat și a devenit adventist, a făcut 2000 de copii de la studiile biblice care le-a primit el și le-a dat fiecare pastor. 196 de pastori neadventiști s-au botezat, peste 300.000 de oameni din bisericile lor s-au botezat. Discutam cu președintele de diviziune de acolo, spunea, zice, atât de multe botezuri n-am experimentat niciodată în istoria țării, nici nu știm ce să ne facem cu atâția, când
Trebuie să vorbim cu ei să-și facă bisericile lor, biserici adventiste, că noi nu putem clădi atâtea biserici, și să antrenăm pastorii lor să devină pastori adventiști, că noi nu avem ața pastori să ducem la toți. Când oamenii se roagă serios, Dumnezeu răspunde. În concluzie, mergem înapoi. Spuneam că pregătirea pentru lucrare în mai multe domenii și experiențele sunt mai multe domenii. Noi ne vom ocupa de unul astăzi. Până acum a fost introducerea, acum începem și noi predica. Spune acolo în Efeseni, capitolul 6, capitolul 6, versetul 12, că noi nu ne luptăm împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva puterilor spirituale din locurile cerești, împotriva puterilor întunericului din locurile cerești. Trebuie să ne amintim că sunt puterile întunericului din locurile cerești. Tu niciodată nu poți să te lupți cu cineva care e în altă parte decât ești tu. Dacă el e în China și ești în România, n-ai cum să te lupți. Dacă un pește vrea să lupte cu o pasăre, n-ai cum, că unul e pe jos și unul e pe sus. Trebuie să fii în același loc să te poți lupta. Și punctul este că dacă noi nu trăim în cer, cum spune Apostolul Pavel, căci nu mai suntem cetățenii acestui pământ, iar Iisus spune, mă rog, nu să iei de aici, ci să fie, dacă vă amintiți, în Ioan 17. Nu vreau să trec prin versetele care le cunoaștem foarte bine. Ideea este că noi trebuie să trăim pe pământ ca și cum ultimele zile, ca și primele zile în cer. Spune Sora White, este un paragraf extraordinar de puternic în istoria lumii. Spune că aceia care nu experimentează întâi împărăția slavei, harului, prezenței lui Dumnezeu în inima lor, nu vor experimenta împărăția gloriei când Iisus va veni. Ascultați cu atenție, cei care nu experimentează, cum i-a spus Iisus lui Zacheu, astăzi împărăția mea a intrat în casa ta. Cei care nu experimentează împărăția prezenței lui Dumnezeu în inima lor, nu vor experimenta fizic la a doua venire. Mergem înapoi la verset. Ca să te poți lupta cu puterile care sunt cerești, trebuie ca tu să locuiești în locuri cerești tot timpul, să fii într-o continuă legătură cu Dumnezeu, să nu te lupți în puterea ta. Pentru o luptă supranaturală, ai nevoie de o putere supranaturală. Cu Satana nu te lupți cu pumnul și nici cu înțelepciunea umană, te lupți prin rugăciune. Acolo spune în Matei 24 că printre toate semnele, va fi încă unul, zice, vor veni falși hristoși și falși profeți, care vor face semne și minuni, să înșele, dacă e posibil, și pe cei aleși. Matei 24:24. În spirit profetic spune că înainte de venire, în cartea Last Day Events, evenimentele finale, înainte de revenire, lumea va fi într-o criză, vă citesc paragraful, dar îl traduc din engleză. Dacă vreți, pot să-l pun în engleză pe ecran. Va fi într-o criză ca niciodată în istorie. Libertatea religioasă se va ridica, va ajunge la sfârșit și vor fi minuni adevărate și minuni false. Va fi o redeșteptare adevărată și o redeșteptare falsă. Satana, când vede redeșteptare în biserică, aduce și el o redeșteptare falsă. Și acolo, dacă citiți cu atenție, vorbește despre cei care se roagă și se predau Dumnezeu cu total surrender, cu predare totală. E mult mai ușor să ții sabatul decât să te predai cu totul și să asculți voia lui Dumnezeu, indiferent că înțelegi sau nu. Predare totală. Cei care se roagă cu seriozitate, zice că vor primi revărsarea Duhului Sfânt și vor fi redeșteptați. După aceea spune că cei care trăiesc în păcat și care nu ia rugăciunea în serios, și ei vor primi un duh, dar va fi alt duh, nu Duhul lui Dumnezeu. Și ei vor experimenta o redeșteptare, dar nu va fi redeșteptare adevărată, ci o redeșteptare falsă. Gândiți-vă la pericolul care există. În alt paragraf spune că am văzut lumea înconjurată de nori negri și din loc în loc raze de lumină. Am privit și acolo erau grupe de rugăciune. Gândiți-vă foarte bine că trebuie să facem parte. Dacă o luăm în serios, mi-amintesc în Severin, aveam grupă de rugăciune cu tineretii și de studiu, dar mi-amintesc în București, când eram în Grand, aveam grupă de rugăciune cu tinerii. Totul ce s-a întâmplat în urma rugăciunii și studiului împreună. Toate evenimentele frumoase. Fără rugăciune nu există niciun fel de experiență reală. Dacă trecem mai departe în prezentare, vreau să vă pun ecranul, să vă pun slide-ul, deși este în engleză, să-l pun pe ecran, ca să putem să îl vedeți, pentru cei care știu engleză. Sper că îl vedeți acum, da? Se vede? Ok. Zice că, stați să-l dau mai la stânga. Ok. Deci așa că
ultima înșelăciune este înaintea noastră. Anticristul va face minuni extraordinare în fața ochilor noștri. Așa de aproape va fi falsificarea de minunile reale, că va fi imposibil să distingi între real și adevăr și minciună. Va fi în mare luptă pagina acestor noștri. Va fi, nu spune că posibil, dar greu. Va spune că este imposibil, cu excepția celor care studiază Biblia. Și apoi spune așa, că Satana va înșela întreaga lume, cu excepția românilor, care sunt mult mai sfinți decât restul, toată lumea va fi înșelată. Să nu vă imaginați că românii nu vor fi înșelați. Și acolo spune, Satana va înșela absolut toată lumea, prin minunile lui. Va împersona îngeri de lumină, va împersona însă pe Iisus Hristos. Fraților, mi-amintesc foarte bine, sună a poveste, dar e reală. Eram la Oțelul Roșu, aveam o firmă de croitorie și Dana mă trimite pe mine totdeauna la cumpărături. Ei nu-i place decât să meargă la cumpărături de haine, în rest toate le fac eu. Și m-a trimis la piață. Și mie îmi place să mă duc la cumpărături, că îmi place să mă tocmesc. Când mă duc la Best Buy să cumpăr un televizor, toată lumea plătește cât e televizorul, eu plătesc jumate pentru că nu mă simt bine până nu mă tocmesc. Și mi-amintesc că m-am dus la piață, am făcut cumpărăturile și când m-am întors acasă, am trecut pe lângă club, așa se numea. Era casa de artă sau cum se numește, cu cinematograf, cu teatru, cu toate minunile. Și în fața clubului era o gloată mare de oameni acolo. M-am apropiat și eu de ei să văd care-i treaba, că eram curios. Și era un profet în mijloc. Și le spunea, uite, m-a trimis Domnul să vă spun să vă întoarceți la biserică. Ce rău cu asta? Foarte bine. Să vă iubiți unii pe alții, să ajutați săracii, să citiți Biblia, să vă rugați, dar nu trebuie să țineți toate poruncile, că Dumnezeu ne iubește și ne salvează prin har. Și niciunul nu e perfect, stați liniștiți. Poți să faci orice, că Domnul te iubește. Și a zis, băie, tu ești profet fals, măi. Și zice, cine ești tu, măi? Zic, nu sunt nimeni, dar tu ești profet fals, că spune la... că la trebuie să-mi traduc din engleză, nu vorbesc română, toată ziua vorbesc în engleză și îmi vin cuvintele mai greu. La lege și la mărturie. Zic, băi, dacă nu te uiți la lege și la mărturie, tu nu ești profet, dacă nu e adevărul în gura ta. Pe aceea omul a chemat pe cei bolnavi și acolo a fost minunea cea mai mare. Se apropiau de el, a venit o bătrână cu o doare spatele. A pus mâna în fața frunții la o distanță de vreo 20, 25, 30 de centimetri. N-a atins-o, a fost vizibil că n-a atins-o. Și în momentul respectiv, bătrâna aia a fost aruncată de o forță nevăzută la pământ. Am mirat-o, măi, i-a rupt toate oasele săracă. Acum o să doară numai spatele, o să doară și picioarele și mâinile. S-a ridicat bătrâna și spune, nu mai mă doar nimic, a plecat liniștită. Au început oamenii să vină grămadă să fie vindecați. Mi-amintesc în același timp când eram în Norvegia. Eram la Camp Meeting, era un pastor îl chema Gary Williams, care venise din America să vorbească pentru Camp Meeting, era invitatul lor, care era pastor în conferința Georgia Cumberland. Și era acolo un om care era în căruț, care lucra la Gerehold. Era în căruciorul, știam toți. Nu putea să miște, avea picioarele subțiri, vai de lume. Pastorul Gary Williams s-a rugat pentru el, omul s-a ridicat din căruț și a plecat în fața noastră a tuturor. Erau peste 300 de oameni acolo. Au fost minuni în trecut și vor fi. Noi nu trebuie să ne uităm după minuni, noi trebuie să ne... că foarte mulți oameni tot ce vor vindecare și minuni, nu vor rugăciune și studiu și lucrare. Noi nu trebuie să ne uităm după minuni, noi trebuie să ne uităm după relație cu Dumnezeu. Dar lucrarea lui Dumnezeu a început cu putere extraordinară. Și se va termina cu putere, spune Soloid, mai mare decât a început, cu putere extraordinară. Spune că lucrarea lor va fi însoțită de minuni, chiar așa spune, în spirit profetic. Dar în același timp, Satana va face minuni. Minunile nu conving pe nimeni. Dacă nu credem în ce stă scris, nu vom crede nici în minuni. Adică, foarte simplu, gândiți-vă la oamenii din grădina Ghetsemani. Când au venit să le ia pe Iisus, Petru a tăiat unuia, i-a tăiat urechea. Iisus... tot ăla curgea sângele aici grămadă, Iisus pune mâna, ia urechea, o pune acolo și se vindecă. Păi mai minune de așa ce vrei. În loc să se plece înaintea lui în genunchi să zică, aoleu, ce minune, au vrut să-l omoare, l-au arestat. Adică cu câteva zile înainte îl înviase pe Lazar, s-au văzut un mort înviat. În loc să se închine, se gândeau cum să-l omoare și pe Iisus și pe Lazar. Trebuie să vă gândiți că oamenii devin atât de orbiți în calea lor că nu mai văd minunile. În concluzie, dacă nu crezi în Biblie, nu crezi nici în minuni. Vreau să merg înapoi la subiect. Vor fi minuni adevărate. Vor fi o redeșteptare adevărată. Spune că Satana va încerca în mesaje selectate, volumul 2, pagina 96, să înșele întreaga lume prin minuni. Chiar așa spune, prin minuni. Deci el va face oamenii bolnavi și apoi el îi va vindeca. Deci mulțimi întregi vor veni la el să fie vindecați.
Păi e foarte, foarte real, pentru că dacă cineva are cancer în ultima fază, decât să mor, ce zice omul? Mă duc la Satana. Și mai mult decât atât, oamenii nu știu că e Satana. Oamenii cred că este puterea lui Dumnezeu, că va veni ca un înger. Vreau să vă pun paragraful următor. Zice aici că spune spirit profetic, imediat, share screen, ok. Spune aici că Satana va aduce o mișcare emoțională și va amesteca adevărul cu falsul. Cum spunea tatăl meu, băi, dacă îți dă cineva o treabă, s-o bei, n-o bei. Dacă spune o picătură de o treabă într-o ciorbă bună de tot, nici n-ai habar, o mănânci. Va amesteca mult adevăr cu puțin fals ca să înșele lumea. Și apoi spune că oameni sub influența spiritelor rele vor face minuni și bolnavii vor fi vindecați. Testimonii, volumul 1, pagina 302. Suntem pregătiți pentru criza finală? Deci prin înșelătorii lei, toate națiunile pământului vor fi înșelate. Apropo, cuvântul înșelătorie este în greacă vrăjitorie, este, cuvântul vrăjitorie este în greacă farmachia, care se traduce din greacă în engleză tot ceea ce face mintea confuză. Tot ce face mintea confuză, nu contează ce. Cum te pregătești? Deci, fraților, fiți tari în Domnul, în rugăciune, în cuvânt și în armura lui Dumnezeu. Fiți tari în Domnul. Ce înseamnă să fii tare în Domnul? Deci acolo, fiți tari în Domnul și în puterea tăriei Lui. Vreau să fie foarte, 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 foarte clar. Noi nu putem să fim tari când nu suntem legați de Dumnezeu. Mi-amintesc când tatăl meu a fost toată luat la poliție și i-a pus, îmi povestea el, pistolul în piept și a zis, băi, dacă nu te lași de credință, uite, te împușcăm aici, poliția eu. Și tatăl meu zice, stai puțin. A deschis frumos cămașa și zice, acum pot să împuși. Ce la da, dar glonțul trece prin cămașă. Și că nu, mai stai liniștit, nu e vorba de cămașă. E vorba că un sărac nu are cămașă și dacă o pătesc de sânge, nu pot, așa mai bine dă-o la un amețit și după aceea pot să mă împuști. Și l-a întrebat poliția, nu ți-e frică? Nu mi-e frică, de ce să-mi frică? Dacă trăiesc, pentru mine e Hristos. Dacă mor, încă o secundă până la înviere și îl văd pe Iisus. Și de una și de alta câștig. Când am venit acasă, am întrebat, cum? Când am discutat, nu când am uitat, l-am întrebat, când mi-a povestit povestea asta, am întrebat, cum de-ai avut credința asta, cum de-ai avut curajul ăsta? Și spunea, când ești în Domnul, nu te temi de nimic. Te temi când Dumnezeu nu este real în viața ta. Când ești în Domnul, dacă Domnul e cu tine, cine e cu tine e mai tare decât cine e împotriva ta. Ce poate să-ți facă lumea? Îmi spunea tatăl meu, zice, dacă Domnul îngăduie, înseamnă că așa trebuie. Când a fost cu tremur, îi spunea la mama, lasă-mă jenii, dacă Domnul vrea să murim, murim. Dacă Domnul vrea să trăim, poate să cadă tot blocul. Nu murim. Stai liniștită, nu mai plânge că murim și că nu știm dacă avem păcatele iertate. Când ești în Domnul, nu te temi de nimic. Nu ne temem de nimic. Absolut de nimic. Vreau să vă citesc paragraful de acolo. Ce înseamnă să fii stari în Domnul? Imediat, lasă-mă o secundă să pun paragraful pe ecran. Așa cum Iisus, în ființă umană, a primit tărie de la Tatăl pentru a rezista încercărilor, tot așa și noi. Zilnic trebuie să primim putere de la sursa tuturor puterilor. Zilnic. Spunea tatăl meu, o zi nu ai prezența lui Dumnezeu, nu te rogi și ești ținta atacurilor Satanei. Slide-ul următor. Singura apărare, fiți atenți, singura, nu spune între altele, singura apărare împotriva celui rău este locuirea lui Hristos în inimă. Mai puțin că suntem conectați continuul, în mod vital, cu Dumnezeu, niciodată nu vom rezista. Hristos a numit pagina 324. Mai puțin în cazul că suntem conectați cu Dumnezeu continuu, o secundă dacă ești deconectat, în secunda aia te-a lovit Satana. Așa cum spune Iisus în Ioan 15, fără mine nu puteți face nimic. Așa cum spune în Coloseni, Pavel în Coloseni, Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă mergem la paragraful următor, imediat. Numai aceia care și-au întărit mintea cu cuvântul lui Dumnezeu vor rezista în ultimul conflict. Vreau să vă fac aici o paranteză. Spune în Biblie, vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt la ploaia târzie. Biserica a experimentat ploaia timpurie ca să pornească lucrarea și ploaia târzie ca să încheie lucrarea. A fost nevoie de puterea Duhului Sfânt să pornească lucrarea. Noi totdeauna avem nevoie de puterea lui Sfânt, dar într-un mod
cum să zicem noi, într-o măsură dublă, într-un mod special, o putere extraordinară de rugăciune și de puterea Duhului Sfânt, și va fi nevoie de rugăciune și de puterea specială a Duhului Sfânt să încheiem lucrarea. Dar Duhul Sfânt e reprezentat de foc, de ulei și de foc în Biblie. Și dacă vă amintiți, în Biblie de foarte multe ori se vorbește de foc. Spune acolo că Satana va aduce foc din cer. Iar Sora White compară focul cu un zel extraordinar. Când Duhul Sfânt se revarsă, creștinii vor avea un zel extraordinar. Ca o, zice, lucrarea pentru casa ta este ca un foc care mă mistuie. Un zel extraordinar care îi va mistui să predice Evanghelia, să lucreze, să ajute, să facă lucrarea misionară, până la punctul că o să-L pună pe Dumnezeu și lucrarea Lui pe primul loc deasupra de viața lor. Așa se va încheia lucrarea. În momentul în care se întâmplă deșteptarea respectivă și zelul respectiv, Satana vine și el cu o deșteptare falsă și cu un zel fals. De aceea se vorbește de un foc adevărat și de un foc fals. Și vreau să vă amintesc când în Biblie s-a întâmplat treaba asta. Când Israelul se închina la Dumnezei străin, la Baal, la Astarteia, își ardeau copiii în foc la zei străini, pe timpul lui Ahab, Ilie vine cu o lucrare de redeșteptare. Și Ilie reprezintă biserica sfârșitului. Spune că va veni Ilie și va întoarce inima părinților spre copii și inima reprezintă biserica sfârșitului. Așa cum Ioan Botezătorul a fost prima împlinire a lui Ilie, noi suntem a doua împlinire a lui Ilie. Ioan a pregătit poporul pentru prima revenire, noi pregătim lumea pentru a doua revenire. Ilie pregătește Israelul ca să primească pe Dumnezeu. Și Ilie ce spune? Băi, rugați-vă și dacă Dumnezeu vostru este adevărat, va aduce foc din cer. Iar dacă Dumnezeu meu, mă rog și eu, și va aduce foc din cer. Revărsarea focului arată prezența lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, care e Dumnezeu adevărat. Focul adevărat arată pe Dumnezeu adevărat prezența lui și lucrarea lui. Preoții lui Baal s-au rugat și n-a venit nimic. Când ele s-au rugat, a venit focul și a mistuit jertfa. Când s-a mai întâmplat treaba asta? Gândiți-vă, ucenicii în camera de sus când s-au rugat, zice că au venit limbi de foc peste ei și apoi au făcut lucrare și se botezau cu miile. La fel, la timpul sfârșitului va fi o revărsare de Duhul Sfânt, care e comparată cu o revărsare de foc, și va fi o trezire reală și o trezire falsă. Între trezirile false va fi o vorbire în limbi extraordinară prin toate bisericile, care de fapt vor fi limbi demonice, și am un studiu întreg acolo, dar nu avem timp de el. În biserică va fi o redeșteptare extraordinară. Se vor petrece minuni false în afară și minuni adevărate în lucrarea lui Dumnezeu. Se va petrece o trezire falsă și o trezire adevărată. Cum faci tu deosebirea între cea falsă și adevărată? Cum faci să nu fii înșelat? Pentru că spune Spiritul Profetic că unii sunt așa de fricoși de trezirea falsă, încât nu vor accepta niciun fel de Duh Sfânt, niciun fel de trezire. Și atunci tot Satana câștigă. Spune așa în Biblie. Zice, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă boteza cu Duh și cu foc, în Matei 3 cu 11. Cel care vine după mine vă boteza cu foc. Într-un cuvânt, când Duhul Sfânt vine, cu Duh și cu foc, când Duhul Sfânt vine, îți aduce un zel, un foc pentru lucrarea lui Dumnezeu, o pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Păi vreau să vă explic cum e asta. Bunica mea avea bunica Goia, care stătea la câmp, spuneam noi, în afara orașului, acolo unde era Irta. Când mergeam pe acolo, treceam pe lângă un lan de porumbi, apoi era ICFL-ul, era Irta pe stânga, niște mașini vechi și dărâmate, și apoi ajungeam la Ogaș, era acolo un pod și acolo pe dreapta stătea bunica și avea tot felul de pomi care noi ne suiam în corcoduș, ne suiam în pruni, ne suiam în nu știu cine tot atinge și schimbă ecranul. Host, cine e host, vă rog frumos, nu mai schimbați. Ia. Cine a schimbat, vă rog să-l puneți înapoi ecranul, eu n-am cum să schimb aici, că nu eu am schimbat. Ok, înapoi. Acum de-abia vreau eu să pun pe ecran. Acum nu mai îmi dă voie nici mie. Mugur, te rog, lasă-mă să schimb eu. Da, nu mă lasă nici pe mine să mai pun. Da, e o problemă cu Zoom-ul, cu conectarea ceva. Ok. O să trec mai departe la poveste, fără să vă pun poza. Bunica mea avea o lupă, așa rotundă și cu mâner, mare. Și mi-amintesc când citea ziarul, ținea lupa deasupra ziarului și când depărta lupa se vedeau literele mai mari. Și când bunica se ducea la gătit,
Numai când nu mai folosea lupa, ca atunci când citea din Marea Luptă sau când citea din ziar. Și lăsa lupa, mi-am amintesc că o lăsa pe Biblie. Nu o să uit niciodată, era Biblia deschisă și lupa era pe Biblie. Și îi furam lupa și mă duceam afară cu toți de pe acolo, de pe la câmp, și adunam paie multe și puneam lupa deasupra focului, deasupra paielor, și când focalizam așa, se aprindeau paiele, luau foc. Care e punctul meu cu asta? Lucrul pe care te focalizezi, lucrul ăla se aprinde în viața ta. Într-un cuvânt, dacă te focalizezi pe școală, școala te consumă. Dacă te focalizezi pe business, businessul te consumă. Dacă te focalizezi pe economie, economia te consumă. Dacă te focalizezi pe prietena ta, prietena ta te mănâncă cu zile. Dacă te focalizezi, te consumă. Întrebarea e, ce ne consumă pe noi cel mai tare? Nu spune nimeni să nu ne ocupăm de servicii. Dar ce ne consumă cel mai tare? Pentru că ceea ce vine înaintea lui Dumnezeu este Dumnezeul tău, este idolul tău. Nu trebuie să fie nimic între noi și Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Dumnezeu trebuie să fie primul nostru consum. Pentru că nu luăm nimic la cer. Toate este o sardă. Tot ce luăm la cer este viața. Și oamenii care îi salvăm împreună cu noi. Aia e singura comoară care o luăm noi la cer. Nimic altceva nu o să luăm. Adică mie mi-ar place să iau motocicleta la cer, dar sunt sigur că Domnul nu o să mă lase, deși motocicleta mea n-a păcătuit niciodată, săraca. Nu? Nu o să luăm nimic la cer. Lucrurile care, pe care ne focalizăm, lucrurile care ne consumă de dimineața până seara, lucrurile de care vorbim, la care ne gândim, care ne stresează, lucrurile pentru care ne rugăm, ălea sunt lucrurile care ne pasionează, pentru care ne arde sufletul. De aceea noi trebuie să ne focalizăm în primul rând pe Dumnezeu, pe studiu, pe rugăciune, pe lucrare. Asta trebuie să, pentru asta trebuie să fim în foc, pentru asta trebuie să fim aprinși, pentru asta trebuie să ardem. Și apoi celelalte. Și vreau să vă spun că eu am văzut în Biblie și de asemenea în viața multora care îi cunosc și în viața mea de multe ori. Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, simți că iei un risc și că pierzi. Dar dacă ai curaj să îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, vezi că până la urmă nu pierzi. Și că lucrurile care tu nu te-ai mai avut timp să te ocupi, Dumnezeu merge înaintea ta, Dumnezeu le rezolvă fără ca tu să te ocupi de ele și că îți dă pâinea ca în somn. Adică, vă dau un exemplu. Când eram tânăr, aveam o secție de geamuri și lucram la un autoservice care era lângă Gura Văii. M-a chemat un director care îl chema Filimon să pun geamurile acolo. Și ne-a spus că, băi, vine Ceaușescu peste vreo 6 luni, trebuie să fie autoservice-ul terminat. Era cu vreo 2 etaje, nu mai amintesc. Și aveam depus geamuri armate. Foarte greu de tăiat, alea erau puțin, dura mai mult decât celelalte. Și a venit inginerul și mi-a făcut un scandal monstru că eu nu lucrez sâmbătă și duminica. Și că nu o să terminăm, că sunt peste 2000 de geamuri în toată clădirea, nu mai știu cât a zis. 1000, nu contează numărul. Cât de multe geamuri în toată clădirea și că nu terminăm. Și că dacă nu vin sâmbătă la lucru, îmi taie salariul. Acum vă dați seama că nu mi-a plăcut să-mi taie salariul, nu? Dar sâmbătă nu m-am dus. Și am spus, domnule inginer, o să vin duminica, o să stau în fiecare zi o oră, două în plus și o să terminăm. Dar sâmbătă nu vin. Mi-amintesc că într-o dimineață, în fiecare dimineață eu mă trezeam mai devreme așa să mă rog și să studiez. Într-o dimineață, seara a venit vărul Emil, a venit la mine și toată noaptea am discutat până pe la 3 dimineața de motociclete și de biciclete. Și noaptea aia n-am dormit prea mult. Și dimineața, în loc să mă trezesc ca de obicei pe la 5:30 să mă rog și să studiez, m-am trezit la 9 și ceva. Dar eu, când inginerul ăla mi-a tăiat salariul, m-am dus la director și am spus lui Filimon, băi, uite, tu m-ai chemat să pun geamurile, eu am pus geamurile, le-am terminat toate, sunt atâția metri pătrați de geamuri, cu atâta pe metru, nu mai știu cât era, 3 lei sau cât era pe metru, atâția, nu mai amintesc, atâta pe metru, trebuie să primesc 5.600 de lei sau 5.700, nu mai știu cât era, peste 5.000 de lei. Am terminat geamurile, vreau banii și inginerul mi-a tăiat banii că n-am venit sâmbătă la lucru. La care Filimon zice, băi, nu se poate să-ți, dacă ai pus atâția metri, atâția banii îți dă, nu contează că ai venit tu duminica sau lunea. Câți metri ai pus, atâția banii îți dă. Zic, nu mi-a dat banii. Și păi, vin o mâine, de aici vină la ora 8, punct. Că pe la ora 9 sunt ocupați, vin la ora 8 și o să ne uităm la asta și dacă ți-a tăiat banii, o să-ți iei banii. Eu noaptea aia am stat cu Emil toată noaptea de vorbă și dimineața când m-am trezit era 9, eu n-am mai ajuns la 8. Și m-am gândit eu, mi-am făcut repede o rugăciune așa, rapid. Doamne, Tatăl nostru, ca și Jefri, amin. Cea mai rapidă rugăciune din viața mea, cum se roagă unii la masă. Și bine că la masă trebuie să fie rugăciune scurtă, că altfel murim de foame, nu? Și după aceea, repede, am luat-o la fugă. Și tatăl meu mă întreabă, de ce, băi, te-ai rugat și tu astăzi sau fugi așa? Păi zic, n-am timp. Ce ai studiat? N-am timp. Și tata m-a întrebat atunci, băi, pe cine pui tu pe primul loc? Care este, ce te consumă pe tine mai tare? Pe ce te focalizezi tu cel mai mult? M-am gândit bine, zice, măi, ce lucru care e pe primul loc, ăla e Dumnezeu tău, la ăla te închin.
M-am întors înapoi în cameră, m-am pus pe genunchi, lângă pat, am făcut o rugăciune așa, puțin mai lungă, cam un minut jumate, și apoi am zis, gata, acum am făcut o rugăciune serioasă. După aceea m-am mustrat conștiința, am zis, lasă-mă, dă încă o dată de bani. M-am pus frumos pe genunchi, m-am rugat serios, apoi am deschis, am studiat mai departe din capitolul unde eram de citit. A durat vreo oră rugăciunea și studiul împreună, s-a făcut ora 10 și mi-am zis, nu mai mă duc, gata, că n-are rost. Dar mi-a venit în minte să mă duc. M-am suit frumos pe bicicletă, m-am dus. Când am ajuns acolo, Filimon era în ședință cu prim-ministru. Și fuseseră de dimineață la restaurantul Crihala să mănânce și apoi veniseră înapoi și erau în ședință. Și îmi zice secretara, ce e bine că n-ai venit, că dacă veneai la 8, erau plecați la Crihala. Nu aveai cu cine să vorbești. În timp ce vorbeam cu secretara, directorul iese să se ducă la WC. Cum de n-a ieșit mai devreme sau mai târziu? Și spune, n-am timp, sunt în ședință, dar voi întreba secretara mea să verifice și dacă ai lucrat, vei primi bani. Care a fost lecția? Că atunci când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, se pare că pierzi, dar niciodată nu pierzi. Dumnezeu onorează pe cei care îl onorează pe El. Așa spune Spiritul Profetic când vorbește de cei trei tineri în cuptorul cu foc, care l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc. Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, nu pierzi niciodată. Chiar dacă iei un risc la început, ca Avram, iei un risc să-l asculți, dar în realitate el n-a pierdut copilul. Vreau să trec înapoi la subiect. Cei care îl pun pe Dumnezeu pe primul loc și se focalizează pe Dumnezeu, pe studiu, pe rugăciune, pe lucrarea Lui, nu vor pierde, ci din contră vor avea experiențe. Cei care le e frică, ăia n-au experiențe, pentru că dacă nu pășești în credință, n-ai cum să le experimentezi pe Dumnezeu niciodată. Spune așa în Biblie, în Apocalipsa 13, versetul 8. Toți care, în engleză zice, care dwell on earth, în română care locuiesc pământ, dar în realitate în greacă nu spune așa. Spune că toți care se ocupă cu pământul se închină fiarei. Toți care se focalizează pe lucrurile pământești se închină fiarei. Frații mei, este posibil să fii în biserică, să ții sabatul, să crezi că te închin lui Dumnezeu și fără să știi să te închin fiarei? Este posibil. Gândiți-vă că foarte mulți vor părăsi bisericile și alții vor veni când e marea strigare și le vor lua locul. Cine o să fie ăia? Că nu eu și nu voi, că noi suntem sfinți, ceilalți, nu noi. Toți care au alte priorități, toți care nu ia studiu și rugăciunea în serios, toți care nu ia lucrarea în serios, toți care nu-L pun pe Dumnezeu pe primul loc, ăia vor părăsi bisericile. Că dacă tu pui altceva pe primul loc, te închin fiarei fără să știi. Așa spune că toți care se ocupă cu lucrurile pământești, care pun lucrurile pământești pe primul loc, se vor închina fiarei. Vreau să trec mai departe. De aia când Iisus spune, o să le spună, când vine o să le spună, nu vă cunosc. Pentru că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc în inima noastră. Vreau să trec la punctul următor. Zice, trebuie să fim în Iisus. Cei care numai cei care sunt conectați cu Iisus tot timpul vor rezista. Punctul 2 este, și cred că nu avem timp să terminăm, că deja a trecut ora. Punctul 2 este în rugăciune, punctul 3 este în cuvântul lui Dumnezeu și punctul 4 în lucrare. În rugăciune. Deci rugați-vă tot timpul, în Efeseni 6:18, tot felul de rugăciuni. Rugați-vă tot timpul, tot felul de rugăciuni în Duhul Sfânt. Spune aici paragraful, la sunetul rugăciunilor fierbinți, Satana și îngerii lui tremură. Satana nu e frică, frate, că mănânci tofu sau broccoli. Lui Satana nu e frică când te duci la biserică și farisei merg la biserică. Lui Satana nu e frică, sunt lucruri bune, să nu mă înțelegeți greșit, trebuie să mergi la biserică, trebuie să mâncăm sănătos. Lui Satana e frică când te rogi. Și nu e frică când te rogi anemic, ci când te rogi serios. Pentru că atunci când te rogi, ai prezența lui Dumnezeu. Și când ai prezența lui Dumnezeu, atunci ai putere. Puterea nu este în noi. Vreau să vă citesc paragraful următor. Duceți-vă la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Rugați-vă, observați Dumnezeu, cuvânt, rugăciune. Observați cele trei. Să fie legătură tot continuă cu Dumnezeu, să nu te deconectezi de nicio clipă. De aia spune Iisus să rămână în noi și noi să rămânem în El. Pentru că fără El, despărțiți de El, nu suntem nimic. Duceți-vă la Dumnezeu să fiți conectați la cuvântul Lui și la rugăciune. Aici rugați-vă ca să fiți iluminați, ca să puteți distinge între lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea de imitație falsă a Satanei. Mesaje selectate, volumul 3, pagina 389. În Testimonii, volumul 6. Deci rugăciune și studiu să nu fie separate niciodată.
Ce noi ne luptăm împotriva unui dușman invizibil. Noi nu înțelegem conflictul care vine așa cum ar trebui. Satana vrea să trăim în ignoranță ca să nu ne pregătim. Lupta dintre îngerii adevărați și îngerii falși, care este deasupra noastră. Peste fiecare persoană, îngeri buni și îngeri răi se luptă continuu. Peste fiecare persoană, îngeri buni și îngeri răi se luptă continuu. Dați-vă seama, chiar în momentul ăsta, peste fiecare dintre voi, deasupra voastră sunt îngeri buni și îngeri răi, care se luptă în fiecare zi, pentru fiecare hotărâre, pentru fiecare acțiune, pentru fiecare gând, pentru fiecare privire, pentru fiecare vorbă, pentru absolut tot. Vreau să vă dau un exemplu. Când eram în București, student, după ce a demolat grantul, pentru un timp am mers la Învingătorilor. Și când am mers acolo, Dana era gravidă cu Gabi și mi-amintesc că eu am rămas puțin de vorbă după repetițiile de cor, după adunare, am rămas puțin de vorbă cu tinerii. Și Dana zice, eu nu mai pot să stau, sunt obosit, avea burtică așa puțin cam mare, ce vreau să mergem acasă, hai acasă. Și Dana nici nu prea plăcea așa să stea mult de vorbă. Și eu zic, hai mă să mai stăm puțin, nu, hai acasă. Și zic, uite, iau înainte, până ajungi tu la stația de autobuz, te ajungi în urmă. Zice, da, dar să nu stai mult. A luat-o înainte, eu am rămas de vorbă chiar acolo în fața bisericii pe trotuar. Mi-amintesc că m-am uitat după ea și ea s-a uitat înapoi după mine în timp ce mergea și îmi face semn, zic, hai, nu mai sta atâta, nu mai sta atâta de vorbă, hai. Și a pășit de pe bordură jos în stradă, cu capul întors spre mine și făcea, hai, nu mai sta atâta, vino, și îmi făcea cu mâna. Și eu am văzut în clipa aia că venea o mașină cu viteză din stânga și mergea spre Unirea. Iar Dana, în loc să se uite în stânga și în dreapta când a traversat strada, se uita în spate spre mine. Am zis, Dana, fii atentă! În clipa aia a trecut mașina chiar prin fața ei, așa pe lângă ea, și a luat paltonul, s-a dus paltonul așa, de o margine, cum l-ar lua vântul, s-a dus încolo, și am văzut-o pe Dana că s-a plecat așa deasupra de mașină, de parcă s-a închinat mașinei. Și am întrebat, băi, care e treaba? Cum de te-ai oprit din mers, chiar la un milimetru de mașină? Și mi-a zis chiar cuvintele astea. Deci am simțit ca o mână în stomac care parcă m-a oprit. Eu vă întreb, cine a oprit-o pe Dana? De asemenea, mi-amintesc când tata îmi povestea că el și cu Beni s-au dus în corportaj pe undeva pe lângă Topolnița. Și că a venit poliția și că trebuia să treacă pe un pod, nu mai știu exact unde. Și că poliția era și din urma lor, era și la pod. Și aveau rucsacul cu Biblie în spate. Și ca să nu ajungă la poliție, la pod să-i aresteze, spunea tata că el cu Beni a luat-o prin pădure. Și au găsit acolo un pod vechi, agățat pe două cabluri și cu scânduri putrezite vechi și multe scânduri lipsă. Și au trecut pe podul ăla. Și Beni a țipat la tata și zice, Pavel, uite-te pe unde mergi. Tata când s-a uitat, nu era nicio scândură sub picior. Călcase în aer. Vă întreb eu, cine a pus mâna sub piciorul lui? Mi-amintesc când bunicul ne spunea că s-a dus la oprișor și era în timpul legionarilor și nu avea voie să întâlnească mai mult de trei la un loc. Dacă te întâlneai mai mult de trei, te arestau. Și avea o momentare și a venit legionar, a venit poliția, că erau în biserică prea mult și când ieșeau afară, au făcut poliția așa două rânduri de polițai și ca un tunel și trebuia să treci printre ei și cu bastoanele, cu bulanele, te loveau în cap. Toți fricoși nu vreau să iasă din biserică. Și bunicul a ieșit cântând, sunt copilul de împărat, de împărat, de împărat. Și spune că polițai, spunea bunicul meu, că polițai s-au dat la o parte. Și că l-au chemat săptămâna viitoare la poliție și au zis, domnul Goia, domnul Ion, cine au fost soldații din jurul tău? Astea nu sunt povești, fraților. Când vom fi în cer, îngerul îți va povesti, îți va arăta ca într-un film cum te-a păzit de multe ori. De aia spune aici spirit profetic că în jurul fiecărei persoane îngeri buni și răi sunt tot timpul, absolut tot timpul. Dacă vă amintiți, este o poveste în A doua împărați, capitolul 6, unde Ilie este cu servitorul lui și sunt pe munte. Și servitorul se trește dimineața și deschide geamul la hotel și zice, o, stăpâne, muntele este înconjurat de sirieni, o armată uriașă de sirieni, ce ne facem, o să pierim? La care Ilie spune așa, Doamne, deschide ochii. Și când Domnul deschide ochii servitorului, vede muntele înconjurat de îngeri. Noi suntem înconjurați de îngeri în permanență. Și o să vedeți unde merg cu asta. Am o întrebare înainte de a vă da punctul. De ce Ilie a știut, a simțit, a văzut îngerii și servitorul nu i-a simțit? De ce? De ce Ilie a știut că sunt îngeri acolo și servitorul a avut ochii închiși și a trebuit să-i deschidă Domnul ochii? O să vă spun acum de ce. O să vă spun chiar acum de ce. Uite, trecem la screen. Uite, acum merge. Deci aceia care îl fac pe Iisus compania lor zilnică
prietenul lor continuu, care sunt în prezența lui continuu, 24 de ore pe zi, vor simți puterile unei lumi nevăzute în jurul lor. Vor simți prezența îngerilor în jurul lor. Privind spre Iisus tot timpul, vor fi schimbați continuu în imaginea Lui. By beholding, prin a contempla pe Iisus, vor fi schimbați în imaginea Lui. Testimonii, volum, pagina 616. Și apoi zice așa, fețele bărbaților și femeilor care vorbesc cu Dumnezeu tot timpul, care se roagă, care stau în prezența Lui Dumnezeu tot timpul, pentru ei lumea invizibilă este o realitate. Ei exprimă pacea lui Dumnezeu în orice situație și poartă cu ei o atmosferă cerească. Au împărăția slavei în jurul lor. O atmosferă cerească. Pentru ei lumea invizibilă este o realitate. De aia spune în rugăciunea Tatălui nostru, Matei 6, vină împărăția ta. Acolo, fraților, nu este un timp viitor în rugăciune, ci este un prezent continuu. Se referă că împărăția lui Dumnezeu trebuie să vină acum, în inima ta, cum spune Sroait. Dacă nu vine acum, noi nu vom avea parte de împărăția. Dacă nu experimentăm prezența lui Dumnezeu zilnic, noi nu o să experimentăm prezența lui când vine a doua oară. Trebuie să încheiem, că timpul a trecut deja de mult. Vreau să vă închei cu o poveste și am făcut din 54 de slides, am făcut 28, deci jumătate din predică. E ok. Când eram la cutremur, pe 4 martie, parcă 7-7, nu mai amintesc. Când eram la cutremur, era vineri seara, am venit de la adunare, am ajuns în fața blocului, am mai stat puțin de vorbă cu o familie care locuia aproape, care după aceea au mers mai departe, apoi am urcat la etajul 4 și a început cutremurul. Nu mai știu, în jur de 9 seara, nu mai amintesc. A început cutremurul. Și mi-amintesc că se mișca la etajul 4, era mai rea mișcare decât la bază, ne arunca dintr-o parte în alta. Și mama a început să plângă. Pavele, dacă nu ne-am mărturisit toate păcatele și dacă murim acum și sunt pierduți. La care tata a zis, băi, genii, pregătirea nu se face mai în ultima clipă în criză. Pregătirea o faci în fiecare zi. Pregătirea nu se face în criză. Te rogi în fiecare zi și te culci cu pace în fiecare zi. Și tata a început să cânte, stânca mântuirii tu. Mama întreabă, cum poți să cânți acum în timpul cutremurului? Și tata zice, uite, deschid gura și vine. Când tata cânta, a bătut cineva la ușă foarte tare. Ne-am dus la ușa, am deschis ușa, era nuțica, vecina noastră, era o vecină așa, care era așa multidimensională, era foarte dezvoltată. Și cu bărbatul mitică și aveau doi copii. A venit nuțica la ușă și zice, Nea Pavele, putem să intrăm și noi înăuntru în apartamentul matale? La care tata a întrebat-o, nuțica, toată lumea fuge pe scări, ca disperată, tu vrei să intri la noi. De ce nu fugi jos? Ce, Nea Pavele, poate să cadă scările cu noi, poate să cadă clădirea pe noi. Nu suntem în siguranță nicăieri decât în apartamentul vostru. Și tata a întrebat, de ce, nuțica, de ce crezi tu că ești în siguranță în apartamentul meu dacă o să cadă clădirea? La care a răspuns așa, n-o să uit niciodată. Noi știm cu toții că tu te rogi tot timpul, știm cu toții că voi cântați tot timpul, că sunteți oamenii lui Dumnezeu și că faceți lucrurile lui Dumnezeu și știm că prezența lui Dumnezeu este cu voi. Deci se vede că aveți prezența lui Dumnezeu cu voi. Așa se vedea că ucenicii umblă cu Iisus. Frații mei, pregătirea nu se va face în criză. Trebuie să ai zilnic prezența lui Dumnezeu cu tine. Trebuie să fii conectat continuu cu Iisus. Trebuie să te rogi fără încetare. Nu înseamnă că nu te mai duci la servici, că stai cu ochii închiși când conduci, ci că ești conectat cu tot timpul. Spune Sora White, când vorbește de tânărul bogat care a zis, Doamne, țin poruncile, ce să fac să fiu mântuit? Că el nu era conectat de Iisus tot timpul și că nu îl punea pe Iisus pe primul loc. Și apoi spune așa, că Avraam și Enoch au fost conectați tot timpul cu Iisus. Că Enoch umbla cu Dumnezeu. Și apoi dânsa explică în propoziția următoare. Deci Enoch era conștient continuu de prezența luminilor nevăzute în jurul lui și că Dumnezeu e cu el tot timpul. Trebuie să trăim cu conștiința că Dumnezeu este aici. Că Dumnezeu mă vede. Când mă rog, Dumnezeu mă vede și vorbesc cu el. Când merg, când vorbesc, să fim conștienți, să... Sorai spune așa, că zice, să exersăm lucrul ăsta. Și cu cât îl exersăm mai mult, cu atâta va deveni un obicei să ne amintim până la punctul că nu mai uităm. Și trăim în prezența Lui. Umblăm cu El. Spune Sorai de asemenea, în cugetările pe Muntele Fericilor, că trebuie să, înainte de a vorbi, de a acționa, să întrebăm pe Dumnezeu, cum a făcut Neemia înainte de a vorbi cu împăratul. Trebuie să primim vorbele de la El, să primim planurile de la El. În Ioan 8, în Ioan 9, zice acolo, Iisus spune,
Deci nu spun cuvintele mele, ci cuvintele care mi le dă Tatăl. Asta nu înseamnă că Iisus nu avea creier și că nu știa ce să vorbească. Era foarte înțelept. Putea, știa să vorbească. Dar el nu vorbea până nu se ruga înainte. Zice, Doamne, dă-mi înțelepciune ce să spun. Nu așa arunc cuvintele fără să le măsor. Iisus spune, nu fac lucrările mele, ci lucrările care mi le dă Tatăl. Într-un cuvânt, înainte să acționez, Doamne, să fac asta sau să aștept? Că de multe ori Domnul zice, nu, așteaptă. Și când ascultăm de Domnul, nu o să ne pară rău. Să fii în continuă legătură, să fii în continuă rugăciune, să studiezi, să te rogi fără încetare, să-i servești Dumnezeu. Într-un cuvânt, să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Și Dumnezeu va purta de grijă celelalte. Așa se face pregătirea. Și pregătirea nu se face în criză, e prea târziu. Atunci vor fi încercări atât de mari că vom cădea dacă. Pregătirea se face acum ca zilnic să creștem în relația cu Dumnezeu și când vine criza, să fim pregătiți. Pentru că dacă nu te ții ideea care merge pe picioare, cum o să te ții ideea care merge pe cai? Trebuie de acum să te înveți. Frații mei, timpul a trecut de mult și trebuie să ne oprim și noi. Nu de alta, dar eu n-am mâncat breakfast. Și sabatul și mâncarea sunt cele mai sfinte lucruri. Mă bucur că am fost cu dumneavoastră. Mi-ar place să fiu în persoană acolo. Domnul să vă binecuvinteze. Înainte să încheiem, haideți să facem o rugăciune.